Gina Chirilă vorbește despre viața de momică alături de Bogdan Vlădău. Frumoasa blondină recunoaște că nu îi este ușor să rămână singură cu fetința, în timp ce soțul ei se află departe de casă în retreat-uri spirituale. Însă speră că într-o zi vor face împreună acele călătorii șamanice. Să fii părinte cam așa e, da. Dar tu, te ajută și Bogdan, nu? Bănuiesc că te ajută și el destul de mult. Da. Cum e? Pentru că știu, am vorbit cu el acum câteva săptămâni și spunea că el pleacă destul de des în afară. Cum e când rămâi singură fără el? Măi, am învățat să mă descurc. Trebuie să ne respectăm joburile și ceea ce ne place să facem. Și important este să avem grijă de Katia în final. Să fie ea bine. Sunteți doi oameni frumoși, și tu ca femeie și el ca bărbat, și bănuiesc că na, are și el admiratoarea lui. Nu ești geloasă? Măi, nu mai sunt. Am fost. Eram mai geloasă când eram mai mică. Acum mi s-a schimbat foarte mult. Nu știu, aveați certuri din cauza asta? Stai seama că da. Dar eram mai mică. Da, aveam. Cum ai reușit să treci peste treaba asta? Nu știu. Nu știu să-ți spun. S-a întâmplat pur și simplu. Știi că noi femeile trecem printr-un proces de maturitate, mai ales am devenit mamă, s-au schimbat valorile, nu mai sunt atât de pentru tine, Gina, nu știu, unde te vezi tu peste 5 ani, zicem așa? Măi, eu fac ceea ce îmi place să fac, fetele pot să vadă la mine pe Instagram, am un brand de haine, urmează să scot colecția nouă, am și proiectele mele personale, de mă văd bine. Știu că tu ai fost model. Cum este viața de model și ce ar trebui să știe o fată care vrea să urmeze cariera asta? Wow, multe, multe. Chiar urmează să fac la mine pe Instagram videouri în care o să explic complex treaba asta, însă trebuie să înțeleagă, nu este ușor. În primul rând, trebuie să aibă grijă la agenția care merg, oamenii pe care îi cunosc. Tot timpul am susținut chestia asta că fetele care vor să devină modele, în continuare trebuie să-și continue studiile și să nu renunțe la asta niciodată, pentru că împreună merg foarte bine. Ca și cuplu, unde te vezi în anii viitori? Cum vrei să evoluați? Măi, nu știu, încerc să trăiesc în prezent, să mă bucur de moment. Să mergi și tu cu el în retreat-uri, în afară, că știu că merge mereu în Peru, în Costa Rica. Da, nu prea pot, pentru că trebuie să rămână un părinte cu copilul. Da. Bănuiesc că ai vrea, nu? Îți dai seama că o să merg mai târziu, când o să crească și Katia, o să fie altfel. La momentan ne împărțim sarcinile.